Bună tuturor, celor din zodia Taur sau care veți ascendentul sau luna în zodia Taur și bine v-am regăsit la citirea generală pentru luna iunie 2024. După cum știți, dacă vă doriți o citire personalizată, îmi puteți să sau un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să mă lăsați un like, să vă abonați sau să distribuiți acest video să știți că apreciez enorm de mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Aveți și un mesaj suplimentar, o regină de spade. Va fi o lună în care voi veți gândi foarte rațional, vă veți folosi de intuiție și, da, vă veți pune ordine în gânduri. Foarte posibil ca unei dintre voi să aveți de a face cu un semn de aer, gemen balanță sau vărsător. Această persoană se va cam impune în viața voastră sau poate fi în sprijin un ajutor pentru mulți dintre voi. Energia pentru prima săptămână vine cu valetul de cupe, ce faceți aici? Vă îndrăgostiți? Începeți, să legați o prietenie, vă place de cineva. Apar niște informații interesante și în legătură cu familia voastră, primeți o veste bună din familie. Posibil să aveți de-a face și cu semne de apă, rac, scorpion sau pești. Se clarifică o situație într-adevăr în legătură cu căminul vostru, casa, locul de muncă. Poate, veți, poate începeți să construiți ceva, unei dintre voi. Vorbim și de o legătură predestinată în anumite situații, pentru că vorbim de un suflet pereche, un suflet care vă este menit. Vă găsiți sufletul pereche, Posibil să aveți de face și cu semne de pământ, ori fecioară capricorn. Da, și văd faptul că scăpați de o confuzie. Va fi o săptămână în care veți comunica foarte mult. În a doua săptămână aveți parte de un început nebun. Posibil să o luați de la zero, să faceți o călătorie. Da, faceți un drum și sunteți destul de încrezători. Nu știți ce vă așteaptă la capătul acestui drum, dar voi vreți neapărat să ajungeți la destinație. Posibil să aveți de face și cu aleu, fecioară, gemeni, balanță, vărsător. Vă lăsați conduși de intuiție în săptămâna aceasta și puteți face lucruri nebunești. În a treia săptămână avem un balet de monede. Ce bază puneți voi? Pregătiți o petrecere. Uh, pregătiți o revedere cu familia uh, poate fi vorba și de o împăcare poate fi vorba și de o reușită la un examen întâlniți persoane interesante în săptămâna aceasta mai multă distracție apare pentru voi și va trebui să luați o hotărâre de a merge mai departe deci probabil depășiți anumite încercări care viața vi le-a tot pus în cale până în prezent și voi veți lua o hotărâre de a sacrifica o situație și de a merge mai departe. Este ca și cum ar trebui să vă eliberați de o situație care vă creează foarte multă durere și știți că odată ce vă rupeți de această situație nu mai puteți da înapoi. În a patra săptămână, da, apare regretul situațiilor cu care le veți face sau cu care veți vedea face în a treia săptămână și tot vă uitați în urmă cu regret, ca și cum, dar oare am făcut bine, dar ar trebui să mai aștept un pic. Ați făcut foarte bine, pentru că aici vorbim de multă stabilitate. Gândurile voastre sunt gânduri păgboase, pentru că voi vă creați neliniște. Aici poate fi vorba de un eveniment care nu aduce prea multă fericire în viața voastră, sau sunteți stresați că urmează un eveniment important în viața voastră. În urma unei discuții pe care o veți avea între patru oi cu o persoană dragă, voi veți avea niște dureri de cap. E un noroc pe casă, o rezolvare pe casă, stabilitate pe casa voastră. În dragoste avem împărăteasa, poate apărea chiar și o sarcină dar vorbim și de o evoluție frumoasă într-o relație de dragoste care poate ajunge chiar și la căsătorie. În cazul în care aveți angajamente serioase, pot apărea mici conflicte pentru că ajungeți într-un punct în care va trebui să modificați așa puțin lucrurile. Sunteți agitați din cauza unei credințe, a unei dogme, a unei persoane anume, vă agită sau pot fi situații care se întâmplă pe repede înainte există cineva care se retrage un pic sau își pune niște limite sau poate există o relație mai complicată unde este și o căsătorie și aici na, lucrurile stagnează într-o oarecare măsură. Pe partea profesională, pauză. Ori, sunt, ori mergeți în concediu, ori așteptați un rezultat, așteptați o veste să vă mutați la o altă firmă, să începeți un proiect, dar vă văd pe culmin și aici, da? aveți de-a face cu semne de aer, gemen balanță vărsător, cu zodia berbei, cu unii dintre voi. Foarte multă socializare, apar niște oportunități foarte interesante. În cazul în care nu aveți de muncă, apare șansa de a găsi ceva extraordinar, poate un lucru cu publicul. Iar în alte situații vorbim despre o activitate independentă care o să vă aducă foarte mult succes. Din punct de vedere financiar, aveți cheltuieli cam mari și ați vrea să mergeți și în vacanță unii dintre voi. Dar știți că nu aveți posibilitatea aceasta pentru că trebuie să mai munciți. Vă copleșesc anumite griji financiare, într-adevăr, și parcă uh, vă gândiți dacă să vorbiți cu o anumită persoană care să-i cereți ajutorul sau să mai așteptați să vedeți dacă vi se deblochează partea asta financiară. Nu că nu câștigați sau nu aveți, doar că, virgulă, cheltuielile sunt mai mari decât ce aveți și e posibil să luați și ture duble, nu știu, să vă gândiți să mai faceți o să mai aveți o activitate de unde să câștigați mai bine, persoana iubită nu vă susține pe cei dintre voi care sunteți într-o relație serioasă, parcă, vă trebuie, parcă trebuie să vă descurcați singuri și vă este greu și într-adevăr, Veți avea momente în luna iunie când cheltuielile o să vă cam copleșească. Pe sănătate, dacă ați întâmplat probleme la un moment dat, să știți că lucrurile se ameliorează. Văd o sănătate bună da, și mai, mai bună înțelegere și în casă. Parcă vă bucurați de vindecarea cuiva, se face bine, poate fi o persoană apropiată de casa voastră. Sau puteți să mai auziți într-adevăr de o problemă cuiva din preajma nevăsta, dar nu vă afectează direct. Este vorba de o cunoștință, de un vecin, de o vecină. Provocarea are legătură cu promovarea cuiva. Deci are legătură cu locul de muncă sau că așteptați o promovare unei dintre voi, alții așteptați o veste, alții așteptați o clarificare pe partea sentimentală. Este o așteptare care vă doboară aici, vă macină, pentru că știți câte eforturi ați pus și pentru acea poveste de dragoste și pentru acel loc de muncă și pentru acești bani care îi așteptați să vină către voi. Dar văd stabilitate, oricum de venit vor veni, numai că vi se întind nervi așa la maxim. Um, se joacă lumea cu răbdarea voastră. Surpriza vine printr-un semn de foc, berbec, leu, săgetător. O persoană loială, sinceră, deschisă, devotată, care vă dă un pont. Este o persoană care vă îndrumă cumva sau vă pune în legătură cu altcineva la care voi vreți să ajungeți. Un om, un om de bază, un om de legătură, poate vă, poate mască pe cineva, vă povestește, vă spune despre intențiile uh, manipulatoare ale cuiva, apare și foarte multă comunicare și uh, poate fi vorba și de o situație uh, din punct de vedere amoros. Uh, dacă aveți de face cu o persoană rece, cu o persoană distantă, care nu-și manifestă sentimentele deschis, este foarte posibil să aflați de fapt ce simte această persoană cu adevărat, poate veni cineva de la un drum, poate faceți o alegere în urma unor confesiuni, poate fi și lucrul acesta. Numai că vă bucură, vă bucură vizita cuiva, vă bucură telefonul cuiva, mesajul de la cineva anume. Nu exclud varianta ca unii dintre voi să faceți un drum, probabil are legătură cu provocarea aceasta unde tot așteptați voi și e posibil să mergeți, să demarați voi ceva. Veți participa și la un eveniment fericit, este o împlinire, aflați și anumite secrete și chiar aici o să căutați mai multe răspunsuri, dar într-un mod în care să nu bată la ochi. Alții dintre voi veți face alegeri în dragoste și vă vorbim și de foarte multă pasiune, de foarte multă încredere, siguranță și scopuri noi pe care vi le uh, propuneți pentru luna iunie. Dragilor, cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi, vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!